Bucurie sufletelor dragi, o emisiune nouă în care voi încerca să vă vorbesc despre nenorocirile care se întâmplă în această lume. Este suficient să deschizi televizorul și să vezi zilnic necazurile pe care le pătimesc oamenii, începând de la războaie, cutremure, boli groaznice, crime și multe alte evenimente de care nici nu vreau să mai pomenesc pentru a nu vă încărca sufletul și așa împovărat de multe cu aceste informații negative. Însă trebuie să conștientizăm faptul că aceste nenorociri și aceste neputințe care vin peste noi sunt îngăduite de Dumnezeu ca să înțelegem că ele vin ca rod al unor păcate care țin de neascultarea poruncilor divine și care sunt prevestite de Sfânta Scriptură încă la Apocalipsă, prin Evanghelia lui Ioan, când Hristos ne spunea: atunci când veți auzi de cutremure, foamete, nenorociri, să știți că este începutul sfârșitului. Nu cred că trebuie să vă dau prea multe explicații. Este suficient doar să accesați câteva din imaginile și filmulețele care circulă pe canalele de media, în care oamenii au ajuns să îi se închine diavolului. Ascultam un reportaj cu unii mari, cu ghilimele mari, actori, care mărturiseau cu nonșalanță că și-au vândut sufletul diavolului, că îl invocă atunci când au nevoie de ajutor și că îl hulesc în fiecare zi pe Dumnezeu. Sau cel mai trist moment a fost acela când am văzut că într-o biserică unde s-au săvârșit de-a lungul a sute de ani slujbe, sfinte liturghii și rugăciuni, acea biserică a devenit un bar de plăceri, iar în Sfântul Altar era așezat un bar plin de băuturi care îmbia pe oameni la păcate. Văzând aceste imagini cutremurătoare și realități pe care le parcurgem inclusiv la căsătoriile dintre oamenii de aceleași sex sau convingerile pe care unii tineri le au, ne întrebăm încotro se îndreaptă lumea și ce se va întâmpla, Doamne, cu noi peste ani și ani de zile, căci ceea ce numeau părinții noștri, străbunii noștri, credința, dragostea și iubirea de Dumnezeu a început să dispară, iar sufletele oamenilor care îl hulesc pe Dumnezeu să moară, de fapt, este o moarte clinică, pentru că un suflet nu poate să moară niciodată, dar el este închis într-o carapace a întunericului pe care tu, de multe ori, omule, reușești și reușești cu bună știință să-l aduci și să-l ții într-o stare de adormire prin faptul că ai fost departe de fiecare dată de Dumnezeu, de realitatea a ceea ce este El, a ceea ce trebuie să simți și să trăiești atunci când vorbim de identitatea pe care noi oamenii trebuie să o avem încă din primele zile în care ne încreștinăm, sau cei care nu suntem ortodoxi sau catolici și avem alte convingeri religioase, de identitatea pe care trebuie să o avem atunci când ne întrebăm cine suntem, ce suntem și ce rol avem pe acest pământ. Nenorocirile care se întâmplă sunt semne
sunt semne prin care Dumnezeu vorbește ca oamenii să se trezească. Nu știu dacă dumneavoastră, cei care ne ascultați sau mă ascultați, ați mai auzit de-a lungul vieții atâtea supărare și atâtea nenorociri care vin și se abat asupra omului. Toate acestea vin dintr-un blestem. Un blestem pe care unele popoare îl poartă pentru lepădarea lor de Hristos. Există blesteme care moștenesc neamul, care cad asupra neamului, care asupra copiilor, asupra noastră, și pe care, netratându-le la timp și nedezlegându-le, nu fac altceva decât să ne îmbolnăvească și să ne depărteze de realitatea ceea ce trebuie să trăim și să simțim. Sunt oameni care se trezesc plângând, se pun la somn plângând și nu înțeleg de ce viața lor este atât de tristă și de ce lor trebuie să li se întâmple asta. Se întâmplă acest lucru pentru că de mult cândva, atunci când aveai sănătate, când aveai două picioare sănătoase, când aveai o minte sprintenă, aveai două mâini prin care puteai să contribui cu o jertfă, puteai să te deplasezi până la o mănăstire sau la o biserică, n-ai făcut asta. Și ajungem la bătrânețe să regretăm lucrurile pe care le puteam face în tinerețe, dar nu le-am făcut. Vă dau aceste exemple pentru cei care, poate ascultându-le, veți înțelege că nu trebuie să stați în case atunci când clopotele trag, când clopotele bat și vă cheamă pe voi, cei care, ascultându-le, trebuie să înțelegeți că vă invită la timpul pe care trebuie să-l dați lui Dumnezeu ca recunoștință. Nenorocirile vieții se abat și acolo unde există duhuri necurate, unde există vrăjmășia celui rău, dar vrăjmășia celui rău vine și se abate asupra noastră în momentul în care noi stăm departe de Dumnezeu, în momentul în care noi poate refuzăm să ne sfințim casa, să ne împărtășim, conștientizând de altfel faptul că oricând în viața ta, iubite creștine, indiferent ce funcție ai avea, ce legitimație purtau în buzunar sau ce poziție importantă ai avea în acest stat, înaintea lui Dumnezeu ești egal. Și că vine vremea în care într-o zi nu vei mai fi ceea ce ești azi și atunci te vei întreba cine este aproapele tău. Aproapele omului este Dumnezeu, care nu ne-a părăsit niciodată. Sunt oameni care cred și sunt oameni care nu cred. Sunt oameni care au impresia că ceea ce noi vorbim astăzi este o simplă vorbă, vorbăraie, cum o numesc. Și sunt alții care se bucură pentru că își hrănesc sufletul. Făceți-vă, iubiții mei, în casele voastre curățare de rău. Sfințiți-vă casa, mașina cu care circulați. Puneți-vă la rugăciune, pentru că într-o familie unde copilul creează probleme și aduce multe suferințe unui cuplu, părinții amândoi trebuie să se roage, nu doar mama sau doar tata. Rugăciunea trebuie să fie colectivă, comună, să vă puneți la rugăciune împreună cu bunicii, cu părinții și toți la aceeași oră, să vă rugați lui Dumnezeu. Este important pentru mame să știe ca să se așeze la rugăciune, să se roage pentru copilul care le
creează probleme. Și mă refer la cei care se droghează, la cei care fumează în exces, la cei care sunt pierduți și nu au o soartă, să-și amintească ora la care l-au născut și la acea oră, dacă a fost 2 dimineața, 3 dimineața, 5, 7, la acea oră să se pună în genunchi, să-și pună ceasul, să sune și să se pună la rugăciune și să rostească pentru copilul, fica, băiatul care nu-și găsesc locul și soarta în această viață. De ce spun acest lucru? Pentru că acea oră este ora prin care Dumnezeu a rânduit ca acel suflet să vină pe lume și ar fi bine să explicați tinerilor care au început zborul în viață și care cred că tot ceea ce este în jur li se cuvine, să-și aleagă un sfânt protector, indiferent care va fi acela, cum se numește, și ce nume are. Pentru că sfinții sunt protectori ai noștri în viață, sunt protectori ai sufletelor noastre și răspund rugăciunilor voastre, ale părinților, atunci când ele sunt făcute cu dragoste, cu bucurie și sunt făcute fără dezgârcenie, atunci când vine vorba să-ți aduci în casa ta puterea unui sfânt ce te-a ales și pe care l-ai întâlnit și l-ai cunoscut în momentele cele mai dificile ale vieții tale. V-am vorbit, pentru cei care doresc căsătorie, despre Sfânta Cecilia. Sfânta Cecilia este Sfânta muzicienilor și este Sfântă ajutătoare a celor care vor să-și găsească perechea sufletului împreună cu Sfântul Nicolae. V-am vorbit despre Sfânta Agnia, pe care o vom serba în curând, în 21 ianuarie. Sfânta Agnia este vindecătoare de boli fără de leac. O boală fără de leac nu trebuie neapărat să fie doar pentru trup. O boală fără de leac poate fi și pentru minte. Mintea care, virusată de rău, de informații rele, îmbolnăvește trupul și odată cu acesta îmbolnăvește și pe cel sau pe cea de lângă el sau pe cei de lângă acea persoană. Și această boală, regăsită de altfel în neputința pe care tu, omule, o ai de a conștientiza starea în care te afli, în loc să se diminueze, se va acutiza, va crește și tu, în loc să te faci bine, te vei adânci în suferințe și în necazuri. Împărtășiți-vă cât mai des. Identificați-vă un duhovnic pe care să-l aveți, dar să fie bun. Pentru că acolo unde veți întâlni preoți care vă vor învăța lucruri care sunt departe de realitatea iubirii lui Dumnezeu, acolo unde veți întâlni preoți care vor vorbi de rău un alt preot, poate și pe mine, să știți că acei oameni nu sunt al lui Dumnezeu, chiar dacă poartă o haină smereniei, pentru că un om care îl iubește pe Dumnezeu, un om care îl slujește pe Dumnezeu, este propovăduitor al luminii și al iubirii aproape lui. Ne spune Evanghelia de lui Ioan că cine spune că îl iubește pe Dumnezeu și își bârfește aproapele sau îl urăște, este un mincinos și adevărul nu este în el. Un om care mă va judeca pe mine
într-o zi va fi capabil să te judece și pe tine, iubite creștine. Nu există om perfect, iar rolul meu de a vă schimba gândirea, mentalitatea, de a vă schimba vouă, iată, suferința în bucurie este îngăduit de Dumnezeu tocmai pentru acei oameni cu inima și cu sufletul curat. Nu vă lăsați înveninați de viclenie, de vicleșug și de răutățile care sunt și curg pe aceste canale de autodistrugere. Pentru că nu merg mai departe decât la cele două popoare slave, Rusia și Ucraina, în care, pe de-o parte, preoții sfințesc tancurile care se duc la moarte și, pe de altă parte, ceilalți îi blestemă pe cei care le ucid sau cei care le ocupă teritoriile. Ne întrebăm, oare acolo este Dumnezeu? Și vă voi spune că nu. De aceea ne spune Hristos să aveți grijă că la sfârșitul lumii mulți proroci mincinoși vor veni și vor vorbi numele meu și vor spune că acolo e Dumnezeu sau că acolo, dar voi să nu-i credeți. Pentru că aceștia sunt cei care propovăduiesc ura și dezbinarea, așa precum mulți dintre cei care poartă această haină a smereniei o propovăduiesc împotriva unora sau altora din cei aleși de Dumnezeu să vindece și să panseze răni ale sufletului. Eu îi rog ca Dumnezeu să ierte pe toți și mai rog ca Dumnezeu și mă rog la Dumnezeu să le înțelepțească mintea, să le dea lumină sufletului și să schimbe ura în bunătate și în iubire. Nu oricui este dat și nu oricui este îngăduit să se roage pentru dușmani. De aceea avem o rugăciune atât de frumoasă pe care vă rog să o țineți minte. Să ne trăiască dușmanii, să ne poată vedea fericiți. Vă doresc tuturor celor care de-a lungul vremii mi-ați ascultat conferințele, care de-a lungul vremii m-ați ascultat și m-ați primit cu drag în casele voastre prin emisiunile ce se difuzează zilnic de duminică până vineri. Și vă mulțumesc și acelora care l-ați ales ca protector și ocrotitor pe Sfântul Pangratie, pe Sfânta Agnia, pe Sfânta Cecilia, pe Sfântul Emidiu, păzitor al caselor și îndrumător al tinerilor, și pe Sfânta Lucia, cea care aduce lumină ochilor închiși, pentru că mulți oameni care au ochii deschiși sunt închiși la suflet și la minte și nu înțeleg că nu merită acest zbucium și această viață deșirată pentru a comite rău sau a face fapte rele. Este viața atât de scurtă și într-o zi, când va veni moartea să le bată la ușă, se vor întreba ce am făcut cu viața mea. Am distrus suflete, am distrus vieți și m-am distrus pe mine. Asta este cel mai dureros lucru. Când omul ajunge să se distrugă pe el, când omul ajunge să-și distrugă templul lui Dumnezeu, ceea ce numim noi trup, și ne întrebăm oare cum îl distrugi? Prin excese. Atunci când ingerezi otrăvurile din mâncarea pe care o mănânci fără să gândești, provocându-ți o plăcere temporară,
și dându-ți impresia că te-ai săturat, dar de fapt ți-ai introdus în tine o viitoare problemă pe care, dacă nu o supraveghezi la timp, va deveni o mare problemă, că obezitatea nu numai că îngrașă acest trup, dar aduce cu ea o sumedenie de boli. Apoi cei care consumă peste măsură alcool, droguri și alte substanțe halucinogene, trebuie să conștientizeze faptul că plăcerea pe care o au este de scurtă durată și va veni ziua în care vor plăti pentru aceste momente cu bani grei medicilor și pastilelor, ce vor încerca să repare ceea ce au distrus de-a lungul zilelor, anilor, săptămânilor, cu bună știință, oamenii sau voi, cei care, ascultându-mă, poate doriți să înțelegeți sau nu ce vreau să vă spun. Sunt oameni care sunt bolnavi astăzi și suferă și plâng și spun: părinte, de ce plâng? De ce sunt bolnav? Că eu n-am greșit cu nimic. De ce mi se întâmplă mie să sufăr? Răspunsul este următorul. Aceste întâmplări pot fi moștenite. Aceste evenimente pe care tu le parcurgi astăzi pot fi rezultat al unor păcate ale tinereții pe care nu le-ai dezlegat la timp și pot fi lecții prin care Dumnezeu îți vorbește pentru a te îndrepta și din patul suferinței să te rogi, să-i ceri lui Dumnezeu iertare, să chem preotul să-ți facă un sfânt maslu, să te împărtășești acasă și să aștepți să vină ziua în care te vei trezi și vei spune: Doamne, nu mă mai doare nimic. Am simțit darul Tău pe care Tu mi l-ai trimis prin puterea credinței mele la vindecare. De aceea v-am vorbit atât de mult de Sfânta Agnia. Este Sfânta iubită de Dumnezeu în cer și ei sunt atribuite multe din minunile care le-a făcut cu oamenii care erau aproape de prăpastie, erau aproape de linia vieții și prin iubirea pe care o are față de oameni, Dumnezeu, prin mijlocirea Sfintei, i-a întors și le-a mai dat o șansă la viață. Pare o poveste pentru mulți dintre necredincioși, dar o poveste poate să pară și telefonul cu care vorbesc. Eu n-am fir, dar vorbesc el în America și ne întrebăm cum e posibil. Că eu nu văd niciun fir, dar cu toate acestea pot vorbi și transmit mesajul pe care l-am celor de la mii de kilometri distanță. Pare necredință pentru cei care nu cred. Oamenii care nu cred și dacă l-ar vedea pe Hristos în fața lor, ar spune că este o nălucă. Și dacă ar vedea că se întâmplă o minune, ar spune că așa a fost să fie. Este placebo. Însă eu care sunt acolo, în bisericuța unde moaștele sfinților poposesc, Sfântul Pangratie, Sfânta Agnia, Lucia și Midiu, văd în fiecare zi mărturii și minuni pe care sfinții le înfăptuiesc oamenilor credincioși care nu se îndoiesc și care pun mai presus de materie sufletul lor și bucuria pe care și-o pot aduce inimilor atunci când au hotărât cu adevărat să schimbe ceva în viața lor. Noi ne putem schimba viața prin schimbarea atitudinii. În primul rând prin intenție, apoi prin voință, prin meditație, care înseamnă rugăciune, prin recunoștința față de Dumnezeu și prin actul de mulțumire. Să țineți minte aceste lucruri.
care sunt extrem de importante în viața unui om, ca el să-și găsească echilibrul, să nu uiți să mulțumești, să fii recunoscător și pentru suferința pe care o ai, să nu uiți că în viață trebuie să faci jertfe, să nu te zgârcești atunci când vine vorba de suflet, pentru că sufletul este hrănit de emoția pe care tu o generezi zilnic, dar dacă tu nu îi dai nimic, dacă în fiecare zi ești trist, dacă în fiecare zi bârfești, judeci și pismuiești și invidiezi, oare cum crezi că va putea fi viața ta oglinda a ceea ce ești tu? Sfinții de care v-am vorbit și nu numai ei, avem atâția sfinți în calendarul nostru ortodox și de ce nu și în cel catolic, sunt mărgăritare ale cerului care se conectează precum conectezi un număr de telefon, formezi un număr și vorbești în Marea Britanie sau în Belgia. Numărul Sfintei Agnia este iubire, este credință, așa precum și al Sfântului Pangratie, este dragoste, este pace și bună înțelegere. Vorbeam cu un specialist în numerologie și îmi spunea: părinte, calculează numărul Sfântului Pangratie sau al Sfintei Agnei sau Sfintei Cecilia. Și a zis: cum să fac asta? Și a spus: numără A, B, C, D, E, F până la S și vei vedea ce cifră îți dă. Apoi F, A, B, C, D până la F. Și apoi când ajungi la Pangratie, numără la fel, vei vedea ce număr îți dă și acela este numărul Sfântului pe care tu îl poți chema în viața ta să te ajute, cu o singură condiție: să crezi că imposibilul poate fi posibil și că nu întâmplător această emisiune pe care eu v-am dedicat-o astăzi a venit la urechile voastre cu gândul, cu dorința ca voi să vă treziți conștiința, să ieșiți din starea de adormire și să nu vă mai lăsați influențați de răutăți ale oamenilor mici, care dacă ar fi fost mari, n-ar fi avut nevoie nici ei de ajutor. Un om mare este un om care, din mărinimia lui, împarte dragostea cu cei de lângă el. Un om mic va fi frustrat, invidios, bârfitor și va judeca întotdeauna pe alții. Vă binecuvintez ca voi să fiți fericiți, să fiți mărinimoși, cei bolnavi să vă vindecați și la finalul acestei misiuni să rostim rugăciunea la care vă invit să participați cu toții, nu înainte de a vă ruga să ne ajutați la Sfânta Bisericuță, mai ales că pe 21 de ziua Sfintei Agnei pregătim sărbătoarea unde vom cinsti cu laudă și vă vom pomeni și pe voi, cei care ați fost alături de noi, inclusiv la construirea baldachinului și a icoanei Sfintei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izuvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați, vă așteptăm cu drag să ne vizitați la Bisericuța Sfânta Maria Voluntari Pipera. Dumnezeu să vă ajute!